Consiliul Local al Municipiului Suceava își va da acordul de principiu în ședința extraordinară din data de 16 septembrie pentru înființarea a două autogări private. Una va funcționa pe strada Traian Voia, numărul 7, și aparține societății Tasa Invest Imobiliare, iar cealaltă pe strada Triajului, cu numărul 52, în zona pieței de legume, fructe, Angro, și aparține societății Nic Trans. Autogările vor dispune de casă de bilete și abonamente, birou de mișcare și informații, minimum două peroane pentru autobuzele care pleacă, sosesc, în și din cursă, grup sanitar propriu cu minimum două cabine, sală de așteptare pentru publicul călător cu cel puțin 20 de locuri pe scaune și o suprafață echivalentă de minimum un metru pătrat pentru fiecare loc pe scaun, spațiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzător și suficient a bagajelor, afișaj pentru informarea publicului călător, inclusiv la fiecare peron, calculator și conexiune la internet.